Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice împreună cu procurorii DIICOT au pus în aplicare 79 de mandate pentru percheziții domiciliare în mai multe județe din țară la două grupări specializate în contrabandă cu ramificații internaționale. Activitățile se desfășoară în 15 județe din țară, printre care și Mehedinți, într-o cauză ce vizează destructurarea a două grupuri infracționale organizate autohtone, dar cu ramificații transfrontaliere în Cehia, Bulgaria și Ucraina, constituite în scopul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă cu țigarete, tutun, materiale explozive și spălare a banilor. Cercetările au arătat că în perioada 2022-2024, membrii celor două grupuri infracționale ar fi procurat bunurile din afara României, le-ar fi introdus fraudulos în țară, transportat și depozitat în scopul valorificării pe piața neagră. Pe parcursul administrării probatoriului au fost indisponibilizate țigarete, 64 de tone de tutun pentru fumat, 8,3 tone de materiale pirotehnice și au fost desființate 3 fabrici clandestine de țigarete de contrabandă, 2 aflate pe teritoriul României și una în Cehia. Prejudiciul cauzat bugetului statului prin activitatea infracțională a celor două grupuri este de circa 13 milioane de euro. Sunt puse în executare peste 50 de mandate de aducere emise pe numele persoanelor cercetate, dintre care 4 sunt funcționari, audierile fiind realizate la sediul DIICOT, Serviciul Teritorial Timișoara.